amendamentele. Aceasta se datorește faptului că punctul 8 din proclamația de la Timișoara n-a fost votat în Parlament, deci nu există o voință politică. Am ajuns niște sluci și slugoi ai Consiliului Europei, din păcate, și nu am reușit să ne impunem punctul de vedere. Din păcate, mass media pe care o făceam noi, de presa, o să vedeți în aceste ziare care conțin, de exemplu, titlul de genul Indieșciata sau un trepăduș al prestei comuniste, se referea la Ioan Burcușel. Sigur, să ne gândim numai la faptul că la ora actuală, atunci, pe vremurile alea, împreună cu Cristi Muntiu, cu Monica Muntiu, cu George Toderatu, cu Sorin Hangan, cu ceilalți colegi cu care am fost toate oral, ca Victorian, Victor Stier, Veronica Stier, și cu fratele meu, Eugen, care făcea grafica, cu Zorobabel Petreuș, nu? Care avea un artist fotograf deosebit care trece la Bruxelles, toate orați acum estimata, Dorica Dura, bineînțeles. Deci era un grup de oameni care vreau să schimbăm ceva. Sigur că n-am reușit prea mare lucru, dacă ne uităm acum în spate, decât niște amintiri și mă bucur că domnul Stelian Zorba și cu Sorin Handar și celălalt demnitar, domnul Peteleu, sunt aici prezenți. E un gest de recunoaștere a muncii pe care am făcut-o, deși invitații am dat la mai multe oficialități și mass media. Probabil. Ce vreau să spun? Ar fi un exemplu acest ziar AHA pentru presa actuală districtană, pentru mai tinerii noștri colegi, pentru modul de a fi incisiv și de a fi corect. În mare măsură ei sunt așa, dar trebuie să fie luați la întrebări și deputații, și senatorii, și conducerea destul de amatoristă, să zicem, al județului sau unii din Consiliul Local. Deci, cei din instituțiile de cultură și așa mai departe. Trebuie întrebat, domnule, ce ați făcut pentru noi, pentru oamenii de rând? Hai să-i întrebăm, Cristian, să vedem ce alții ce mai întreabă dintre colegii noștri. Cam atât. Eu vă zic la mulți ani. Georgica și Sorin, facem așa o... Avem mai multe microfoane, așa că facem bine. Bună ziua, dragii mei, mă bucur mult că reușim să ne reîntâlnim după 20 de ani o mare inițiativă la colegi inimoși de noștri. Foarte multe, foarte multe de adus aminte. În primul rând, eram o gașcă de nebuni. Ai dat nimic de pierdut, mulți dintre noi nici acum n-avem nimic de pierdut și tot așa ne putem și acum. Numai că nu mai avem cu cine să ne batem. Dar dacă atenția este foarte mare, interligăturile economice, vreau să spun, pentru că tot ceea ce înseamnă politic înseamnă albări, de fapt, pentru toți care ajung acolo, nu pot fi mai de jos acum, indiferent ce faceți și fericiți zile de astăzi, vă spun că m-au avut cuvinte de nespus. Eu mi-aduc aminte că mai erau și oameni de bine, printre demnitari, și vă rog să vă aduceți aminte de Maria Nicolae, care a fost primul primar al județului și prefect, și care mi-a fost alături chiar de la început și la toate ședințele care mi-a dat mai aproape de neapte cum putea. Chiar are un articol unde v-a scris un nou partid. Da, de un nou partid, aha, sau așa cum. Așa, așa, așa. Urmă mai mi-aduc aminte iar și de un program, dacă vă aduceți aminte. Așa este. Și ce să zic, mă cuprind așa o nostalgie, dar poate și un dor de bun de a mai începe o dată, dacă am avea posibilitatea să mai facem ceva, pentru că mai putem să mai zgândărim ceva și să mai dăm jos niște parapeți din aia artificial de cartofi pe care s-au păstrat mulți dintre cei care actualmente ne conduc, copii de stil de țării și au ajuns să ne transformă într-un fel de colonie a porții occidentale. Succes, dragi mă! Hai, care? Sorin, tu ești? Și vreau să aud câteva cuvinte și de la Dorian, care ne-a ajutat enorm ca să facem toată treaba asta. Victor de la Florica și Victor, care încă fac de ziariști acum, după ce vor termina cu camera și trebuie să ne vor spune și câteva cuvinte. Și o să încercăm după aceea să intrăm în legătură cu Gelu de la Madrid și cu Ovidiu Hogea, dacă reușit să-și rezolve problemele cu copiii. Vreau să
Nu cine este genul, nostru coleg este președintele Asociației Artiștilor și Scriitorilor din Spania, din Madrid, și Hoja este poet în afaceri în București. Nu mai face presă, o să vă spună de ce, dar acum este poet în afaceri. Da, bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur să vă revăd pe mulți dintre dumneavoastră cu care chiar în ultima vreme m-am întâlnit relativ rar. Ce pot să spun despre acele vremuri? Era un spirit înălțător. Mă apucă emoțiile când mă gândesc. Așteptările erau mari, profunde. Din păcate, a ținut puțin. Iar dumneavoastră care faceți astăzi presă, știți și de ce. Pentru că nu am vrut să stăm alături cu cei cu care au început să se comporte exact ca cei dinaintea lor. Dorința mare a nostru, a tuturor românilor, a noastră, a tuturor românilor de schimbare, a fost și a lor. Au vrut doar să schimbe niște statuete. Unele cu altele se comporte la fel. Același sistem politico-mafios care, din păcate, dăimâne și astăzi. Mulți dintre cei care ne conduc astăzi, eu îi numesc chiar fondator. Dar tineri suntem și acum sunt tineri, noi eram tineri, nu că aveam nimic de pierdut. Aveam multe de pierdut, dar pur și simplu nu asta ne-a mânat în lume. Eu am crezut că regăsesc acel spirit și acele sentimente după vreo 20 de ani și m-am reapucat, ca să zic așa, de o luptă, în primul rând cu mine însumi și apoi cu ceilalți. Oarecum sesizați în tonul meu oarește dezamăgire, pentru că încep să retrăiesc acele sentimente care le-am retrăit când s-a terminat și cu AHA, pentru că este foarte, foarte greu să lupți un astfel de sistem cu oameni care nu au nimic sfânt, te consideră asemeni lor și tu când arzi ca o torță pentru un ideal, te mai lovești și cu brutalitate. Asta doar ca să câștigi o bucată de plin.